deci asta e corpul, o parte din corpul de pe clapetă este cel care e încălzit de antigel, care își schimbă temperatura când se încălzește motorul. Și aici aveți un sertar, să zicem un comutator de minim, un fel de șoc care învârte un distribuitor, închide cele două orificii, ca un întrerupător, închide și deschide. Acest mecanism trebuie să meargă foarte simplu, fără blocaje. La mine era blocat. Trebuie să se miște foarte ușor. Acest mecanism, comandat de o bobină, electromagnet, care intră într-o bobină, prin niște impulsuri, face stânga-dreapta, respectiv închide și deschide acest orificiu de aer suplimentar la pornirea motorului, probabil la rece, mă gândesc eu. Acest mecanism trebuie să funcționeze la pornirea motorului, la rece. Permite trecerea aerului din admisie, din filtru, cu clapeta închisă.